Munții Boemiei Nu o să luit niciodată pe probă tănase, colegul meu din clasa a treia. De ce o fi devenit el, doamne, carul de bătaie al clasei și al profesorilor? Fiindcă îl cheamă tănase? Fiindcă îi mai zicea și probă? Fiindcă purta un nas conabiu pe o față pestruiască? Ori fiindcă, fiu adevărat al oborului, păstrat sub forma cea mai simplă și cea mai sinceră, mai ales în clipele de indignare, apucăturile și obiceiurile barierei care îl trimisese în mijlocul nostru. De la început trebuie să se știe. Tănase nu era deștept și de acest lucru aveam de la probă în fiecare zi cel puțin o probă. Profesorul de științe, om vesel, care adesea cu toată severitatea lui abia și stăpânea râsul, când citi la catalog pentru întâia oară numele lui Probă, își lăsă privirea asupra clasei și zâmbi spre fund, de unde glasul de sopran al lui Probă strigase rar și limpede. Prezinte! Unde ești, Tănase? Tănase se ridică în picioare. Clasa întreagă era în hohote. Profesorul râdea cu poftă de pe catedră. Nasul lui Tănase, înroșit peste măsură, a din ce în ce veseria băieților. Cum te cheamă? Probă Tănase. Ce spui? Asta o fi numai un nume de probă. Dar numele tău adevărat care e? E prubetă, se auzi o voce. Firește a fost destul acest început pentru ca toată atenția clasei să fie atrasă de acum încolo spre el. Probă Tănase, ieși la lecție. Clasa întreagă tăcea deodată. Era un spectacol sigur și gratis. Probă nu învăța nimic. Dragă Tănase, te rog, scrie pe tablă propozițiunea următoare. Plapoma servește a înveli pe oameni în timpul nopții. Tănase scrie. Acum tradu-o în franțuzește. Cum se zice plapoma? Tăna se tace, nu știe. Ei, nu știi? Să-ți spun eu. Scrie. La cuvertur. Tăna se scrie. La coviltir. Profesorul nu observă. Băieții se stăpâneau pe de o parte de teama pedepsei, iar pe de alta, fiindcă așteptau ca tăna să dea probe înainte. Urmează, zise profesorul. La couvertur ser, Tănase scrie, la coviltir zer. Profesorul se uită la tablă și văzu teribilă greșeală. La loc, la loc, cine te-a mai adus aici? Erau proverbiale răspunsurile lui Tănase. Nu era nume propriu pe care să nu l înflorească. La examenul de geografie fu un teatru întreg. Tănase era ascultat la munții Boemiei. Bietul probă. Din toți munții, el nu știa decât o singură numire. Ghebirge. Cu o îndrăzneală rară, curaj ce îți dă uneori lupta disperată pentru izbândă, Tănase început să născocească la nume nemțești cărora le adăuga la coadă Ghebirge. Astfel începu. Munții Boemiei sunt Hatzgebirge, Fritzgebirge, poc Pokgebirge. Întâi profesorul nu băgă de seamă. Dar când văzu că băieții râd la auzul lui Poc, Hatz, Zack, ce curgeau ca apa, fără întrerupere, făcu semn lui Tănase să se apropie și dându-i un bobârnac în vârful nasului, începu a-i cânta. Probă gebirge, tănase gebirge, leneș gebirge, majla la loc gebirge, nota 3 gebirge. Și probă rămase la geografie, ca și la franceză, ca și la latină, unde tradusese vorba licet cu lichea și haurio cu aoleo. Sta plouat în fundul clasei, necăjit sub povara gândului negru al repetenției, îngânând în cetișor cuvinte injurioase pe care numai un bun oborean i le-ar fi putut pricepe. Și nu simți când, binișor pe nevăzute, un băiat se apropie pe la spate, îi prinse de gulerul hainei o gazetă și dete foc. Când flacăra pâlpâi și amenință să-i pârlească părul, tănase sări în sus la o înălțime de neașteptat din parte și pe când clasa zgomotoasă striga foc, foc, tănase îngrozit peste măsură aproape orb de furie, înhăță pe cel din tâi cei stete la îndemână. Era băiatul directorului. N-a fost tură vărsată mai cu foc. Probă îl trânti jos, îi deschise gura și îl îndopă cu întregul mototol de hârtie arsă. Băiatul începea să se înnăbușe. Sări clasa, săriră servitorii și îl scăpară, căci altfel poate l-ar fi ucis. Într-o clipă fu acolo directorul. Cu lacrimile în ochi, bătrânul îngrozit se repezi la criminal. Ticălosule! Vru mai întâi să-l lovească, dar se reținu, rostind numai în mijlocul tăcerii. Probă tănase, ești dat afară pentru totdeauna și din toate școlile din țară. Tănase a avut o privire rătăcită. Apoi urmă o clipă de luciditate. Își luă pălăria și cărțile de sub bancă și mormăind, ca un desmoștenit, înaintă printre rândurile de băieți ce se dădeau cu teamă la o parte. În dreptul ușii se opri și, izbucnind într-un râs groaznic de indignare, cu un gest oratoric necunoscut la el până atunci, rosti. Nepricopsiților, nu faceți de mine, oți vedea voi. Parcă ar fi vrut să ne spună că el o să ajungă într-o zi om mare. De atunci însă nu l-a mai văzut.